Osoi, Chief Security Strategist la Bitdefender. Cătălin? Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă simt un pic nepregătit. Așa cum o să vedeți, nu am nici filmuleț și nici slide-uri. Sau, mă rog, am un slide, am cerut măcar logo-ul să apară. Dar motivul pentru care am venit este, de fapt, să vă spun una, două, trei povești despre inovațiile din cadrul companiei noastre. Și ca să facem asta, o să ne întoarcem un pic în trecut, undeva în perioada 90-95. Și o să încep să vorbesc un pic despre o companie numită Software, care făcea software pentru, mă rog, outsourcing, software pentru companii din afară. La vremea respectivă, internetul nu era cum este în ziua de astăzi. Era mult mai slab dezvoltat, era foarte scump și destul de greu accesibil. Însă asta nu însemna că nu existau viruși. Și Ucraina, Bulgaria, Rusia, la momentul respectiv, erau foarte mari producători de viruși. De asemenea, virusii din perioada respectivă erau foarte destructivi, nu ca cei din ziua de azi, în care sunt concentrați pe a fura informație și bani din calculator. Virusii de atunci vreau să facă gălăgie, să apară un presc, să șteargă fișiere, să apară pe mesaje ciudate pe ecran, tot ce se putea face, orice ravage se putea face. Noi eram o companie de software care ne infectam frecvent, pentru că virusii circulau geografic. Modalitatea cea mai simplă de te infecta la momentul respectiv era cu o dischetă. Și cum veneau, noi eram cei mai aproape de vecinii noștri care produceau acești virus și noi eram către primii care le infectam. Ceea ce la momentul respectiv însemna că trebuia lună de lună să o luăm de la început. Pierdeam software întregi, pierdeam ore de muncă, trebuia să începem din nou. Singurul producător de soluții antivirus la momentul respectiv era Symantec, care avea un set în Statele Unite. Metodele principale de detecție erau bazate pe semnături, astfel încât Symantec oferea un update odată la una, două luni. Deci până în momentul în care Symantec oferea un panaceu pentru virusul respectiv, noi deja am înfilat munca deja de la început. Așa că domnul Talbeș, CEO-ul companiei, a decis că, ok, dacă protecția nu există în momentul de față, atunci ar trebui să ne protejăm singuri. Și a angajat niște băieți deștepți, printre care Bogdan Dumitru, CEO-ul nostru în momentul de față, care au venit în companie în 1997. Bogdan avea ca și proiect de licență un proiect antivirus, care se numea la momentul respectiv Sherlock Holmes Antivirus. Și împreună cu alți trei colegi ai săi au creat o soluție de securitate în cadrul SoftBin, care a urmat să se numească AVX, Antivirus Expert. Apoi s-a remarcat o chestie foarte interesantă. Clienții SoftBin, care cumpărau software produs de SoftBin, nu cumpărau doar pentru că le plăcea software-ul anume, ci pentru că pe acele dischete cu software pe care le cumpărau, se găsea inclusiv AVX-ul. Și erau interesați de soluția de securitate, nu de celălalt software. Momentul în care domnul Talpeș a decis că, ok, înseamnă că este o nouă linie de business, hai să lansăm pe piață, public, pentru întregii consumatori, soluția numită AVX. În 2001, când am încercat intrarea pe piață din Statele Unite, ne-am dat seama că AVX există deja o companie branduită așa. Și costurile de, nu știu, dezbaterea între noi și ceilalți au fost foarte costisitoare, așa că am hotărât să facem un prim plas de rebranding. Într-o sală închisă, cu 10 din top managementul nostru, se tot gândeau ce nume să punem, ce nume să punem, ce nume să punem. Și unul dintre colegi, care în continuare lucrează în Bitdefender, a decis, hai să-i spunem Bitdefender. Păi de ce Bitdefender? Pentru că o să abreviem BD. Și pentru că BD se abreviază și Bogdan Dumitru. Hai să mergem așa. Ok, perfect, să mergem mai departe. În 2004 luăm premiul IST pentru inovație în domeniul tehnologiei. Premiul IST este un echivalent al premiului Nobel pentru tehnologie. Tehnologia pentru care luam acest premiu era analiza comportamentală a soluțiilor de a virusilor. Am fost între primii care am făcut asta. Și vă spun și de ce. Soluția de bază pentru care am luat acest premiu în 2004 era, de fapt, soluția inițială din 97 din Sherlock Holmes Antivirus.
Deci am fost way ahead față de tot restul lumii. Bineînțeles, există un patent existând de cunoscut pentru asta și așa mai departe. Și de-a lungul anilor, din 2001 până în ziua curentă, inovația a fost principalul nostru motiv pentru care în testele independente suntem pe locul 1. Dar să mergem un pic mai departe. În 2004 am apărut și eu un Minifeller. Nu sunt chiar între primii dinozauri de acolo, dar destul de vechi. Curând, în august, voi face 11 ani de când lucrez acolo. Printre primele proiecte pe care le-am avut de lucru, au fost proiecte de cercetare. Noi întotdeauna am mers pe un moto de genul de ce să muncești tu, când poți să faci calculatorul să muncească pentru tine. Și de acest motiv, cu toate că concurenții noștri au în ordine de mărime mai mulți angajați decât noi în zona tehnică, noi în continuare suntem locul întâi. Și întotdeauna există ședințe și se spune, ok, idei noi, ce putem schimba, ce putem inova, ce putem optimiza. Și unele dintre primele proiecte în care am început să lucrez a fost crearea unor rețele neuronale care să rezolve problema spamului la unul respectiv. Eram, nu știu, cred că 7 oameni în echipa de antispam, 2 erau programatori și restul erau, scriau semnături pentru spam. Ceea ce este foarte costisitor și foarte enervant. Câteva primeam undeva la 7 milioane de spam pe zi. E clar că nu făceam față. După 7 luni de zile, am creat un sistem automat care înghițea cele 7 milioane de spamuri și mai departe știa să le învăța și mai departe știa să detecteze singuri aceste amenințări. Metoda a fost patentată, a mers mai departe, dintr-o dată echipa a putut să vadă că are mai mult timp acum să se gândească la idei noi, să inoveze și să nu mai se concentreze la rezolva probleme punctuale. A step back, see the big picture, solve the big picture. De-a lungul celor 7 ani cât am activat în zona tehnică, am adus 8 inovații, din care 6 au fost patentate în momentul de față. Iar în momentul de față, Bilifender are undeva, doar în perioada 2010-2014, 60 de patente. Unele deja obținute, altele în curs de aprobare. De ce spun în curs de aprobare? Pentru că media de timp din momentul în care se depune o aplicație spre patentare până se obține patentul este între 3 și 5 ani. Ultimul patent care mi s-a acordat a fost anul acesta, iar aplicația am depus-o în 2007. Deci vă dați seama că durează foarte mult acest proces. Bun. O altă persoană care a pus bazele unui viitor în domeniul securității a fost Mike, Mihai Chiriac, de la noi, care a fost între primii care a descoperit și a implementat scanarea fișierului în cloud. Asta e un domeniu în care, dacă eu azi vin cu o tehnologie și o public sau o introduc în produse, anul următor toată lumea te urmează, pentru că ăla este viitorul, în direcția aia se va merge. Vorbim de patente, dar o metodă de a rezolva o problemă poate avea mici modificări. Și atunci, de asta nu vedeți patent wars între noi și concurenți. Pentru că toți avem aceeași problemă de rezolvat. Să making the world a better place, să oferim securitate și să oferim calitate clienților noștri. 1. 2. Există 100 de producători de securitate pe glob în momentul de față. 35 dintre ei folosesc tehnologie Bitdefender. Deci 35% folosesc motoarele noastre. Da, se numesc Alfred, se numesc IBM, se numesc G-Data, whatever. Tehnologia din spatele lor este inovația noastră făcută în România. Avem birouri peste tot în lume. Sunt în total 750 de angajați. În București sunt 450, în Iași 120. Toată inovația este făcută în România de către români. Birourile din afară sunt birouri de marketing și sales. Atât. Vorbim de o tehnologie care întotdeauna a avut inovație. Ne-am focusat întotdeauna spre a aduce inteligența din România peste tot în lume. Au livrat întotdeauna excelență și suntem deja cunoscuți peste tot în lume. 98% din business-ul nostru este în afară și nu în România. Acolo vinde. Și cam atât. Ce e concurentul vostru principal? Depinde de zona de business despre care vorbim. Noi activăm pe mobile, activăm pe PC, activăm pe enterprise.
dacă ne referim la concurenți ca și, nu știu, market share, extindere, sau ca și concurenți din punct de vedere, nu știu, rezultate la testele independente, răspunsurile variază în funcție de întrebare. Și echipa din România, câți angajați are? Echipa din România? Cei care inovează? Sunt 450 în București, din care, iar în țară, undeva la 600 și 350 dintre ei sunt cei din zona tehnică, inginerii. Ei sunt cei care inovează. Deși avem inovație inclusiv la nivel de design de produs, de user interface, de usability, avem patente și în zona respectivă. Vă rog, dacă aveți întrebări. Nu sunt întrebări. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Felicitări. Și aveți grijă să găsiți în continuare pe acei ingineri.